Poate că nu întotdeauna. Și cu siguranță nu în orice activitate. Trebuie, bineînțeles, să alegi și activitățile pe care le poți face. Dar dacă unii reușesc, pe mine asta m-a motivat întotdeauna. În momentul în care vedeam pe cineva care reușește, eram motivat și eu să încerc să fac acel lucru, pentru că dacă cineva poate, eu de ce n-aș putea? Ok. Poate că nu știu la început, dar învăț. Învăț de la cei care au făcut, învăț de la cei care știu. Și până la urmă de aia te duci la școală, ca să înveți de la cei care știu, nu? Pentru asta sunt organizații în genul Consiliului Local al Tinerilor, care încearcă oarecum să trezească niște inițiative în rândul elevilor. Noi acum, ca să, nu știu, să promovăm, uite cum a zis el, că nu avem alte activități, noi acum am format un grup în care vom urma un curs de formare pentru ghizi, în care aici vom afla mai multe despre monumentele istorice ale Bistriței, pentru că avem Turnul Dogarilor, Biserica Evanghelică, de care elevii chiar nu știu. Și noi o să fim informați totul în legătură cu aceste monumente și după aceea o să ducem informația mai departe în școli și dacă o să fie tineri care vor să mai fie să formeze acest proiect și să aibă și eu diplomă de ghiz, probabil o să mai formăm încă o grupă și să aibă diplomă de ghiz și de ce nu să, dacă vine un grup de turiști, să prezinte acestora monumentul respectiv. Acesta este unul dintre cele mai importante proiecte pe care le propuneți pentru mandat, bănuiesc. Nu chiar, dar acesta a fost și pe placul primarului. Am propus acest proiect la începutul vacanței de vară, când am avut o ședință și am fost împărțiți în mai multe partide, în fine, și a plăcut domnului primar ideea noastră și a zis să punem în practică. Voi, în general, în ședințele pe care le organizați, cum vă înțelegeți ca grup? Bănuiesc că fiind atât de mulți, 20 sau ceva de genul, aveți opinii diferite, e normal. Reușiți să vă canalizați toți pe un proiect, să vă ajutați reciproc? Da, am reușit cu trecerea timpului să devenim un grup unit și chiar am reușit să ne prietenim, nu pe licee, cum probabil crede lumea că stai de la liceu, nu știu care și așa. Am definit chiar un grup unit și ascultăm părerile tuturor și, la urma urmei, fiecare avem o personalitate, dar ajungem la un consens. Ce alte proiecte mai aveți în plan pe... Am discutat despre un proiect, despre o campanie de promovare a Consiliului Local al Tinerilor, dar și de voluntari, adică să mergem prin școlile generale, la clasele a 8-a și în liceele noastre, la clasele de a 9-a, pentru că ei n-au auzit pănuiesc de Consiliul Local al Tinerilor și în felul ăsta să le spunem despre acțiunile noastre, despre ședințe, dacă vor să participe la ședințe, să vadă cum este în sala mare, da, de ședințe la primărie și nu știu, dacă o să fie atrași, probabil să fie următorii consilieri. Cam pe ce criterii crezi tu că au fost aleși consilierii în rândul din școli? Crezi că colegii voștri din licee au urmărit și faptul că o anumită persoană este mai bună la învățătură sau e apreciată de profesori sau doar pentru faptul că este foarte sociabilă sau are inițiativă tot timpul? Eu cred că mai mult pentru că este sociabilă și are inițiativă, pentru că noi când ne-am dus prin clase, facem campanie electorală, nu am spus cât suntem de apreciați de profesori și așa. Dar oricum, colegii se cunosc între ei într-o școală și se cam știe cine... Da, dar mai mult s-a văzut cine are inițiativă, cine chiar vrea să iasă în față. A fost greu să câștigați? Destul. Dar important că am câștigat și am ajuns aici. Colegii voștri vă dau suficient de multe idei, adică, ok, aveți și voi idei de la voi, dar bănuiesc că ascultați și părerile celorlalți, vin multe idei și opinii. Mai multe idei au venit în timpul campaniei electorale și înainte, am fost prin toată școala și am cerut idei tuturor elevilor. Și acum încercăm toți din Consiliu să punem ideile în practică la toate liceele, să le cunoaștem. Ce nemulțumire au colegii voștri în legătură cu școala noastră de astăzi? Păi, dai seama, principala problema lor e nu forma de asta, nu putem să schimbăm orice am face.
Ați încercat să vorbiți cu directorii? Nu, sau? Uniforma, ce puțin la mine la școală, e destul de lejeră. Îmi doar o cumașă și sacou și deci chiar nu e ceva foarte greu, dar na, știi cum sunt elevii. Da, știu că asta a fost o problemă de când lumea cu uniformele și mulți spuneau că e un fel de reîntoarcere la perioada comunistă, dacă purtăm uniforme sau că ne pierdem identitatea fiecăruia, tot felul de discuții. Dar până la urmă, unii spuneau și că ar trebui să fie o mândrie faptul că porți uniforma unui liceu de prestigiu și reprezinți liceul ăla, faci parte din liceul ăla și cine te vede pe stradă spune, uite, levul ăla e la liceul respectiv, înseamnă că e bun. Tu ți-ai fi dorit să porți uniformă în timpul școlii? Dacă neapărat mi-aș fi dorit să port uniformă în timpul școlii, dar nu mă deranja. Nu mă deranja. Și pentru mine, cred că mai mult decât o identificare a elevilor pe școală, mai mult decât atât ar trebui, și cred eu că asta a fost principal, sper să fi fost asta principalul motiv pentru care s-a introdus obligativitatea uniformelor în anumite școli. Așa anume, încercarea profesorilor de a educa, să zicem, cel puțin să meargă elevii într-o îmbrăcăminte decentă la școală. Pentru că, știți și voi foarte bine, este multă indecență la tineretul, din toate timpurile, nu numai la tineretul din ziua de astăzi. Este iar o sintagmă care mie iară nu-mi place deloc cu tineretul din ziua de astăzi, care tineretul din ziua de astăzi a fost la rândul lui, sau e, ca și tineretul din de acum 20 de ani, care la rândul lui era văzut excentric, care semăna cu ăla de acum 40 de ani, care la rândul istorie. Lui, fiecare tip a avut excentricitățile lui și atunci e normal să zic eu că e normal să nu te puși să dai cu gâta în cei din ziua de astăzi. Da, dar oricum ideea uniformelor mie mi se pare bună. Eu am mai zis, nu văd de ce n-ar fi o idee bună. Ai spus în că... În primul rând, din punctul ăsta de vedere, al obligării elevilor să se îmbrace decent. E și asta modalitate de a educa. Oarecum, pentru că persoanele care s-au îmbrăcat până în momentul impunerii uniformelor indecent au găsit modalitatea să se îmbrace indecent și după. Există și o uniformă indecentă, da, la care nu-i se potrivește nici de-a naibii, nu-i se potrivește un Adidas, adică un pantof, trebuie neapărat să fie Adidas. De cele mai multe ori nu-i încape nici cum cămașa în pantaloni. Nu știu, sunt. Cravata aia nu poate să stea nici cum cu nodul undeva aici la gât. Da, sunt modalități, sigur, de indecente, să spunem, de a purta și uniform. Totuși, parcă arată mai bine decât, nu știu. Da, dar sunt mulți care nu o poartă nici acum și în ciuda eforturilor îndelungate pe care le-au făcut directorii școlilor să impună uniforma în modul cel mai strict, n-au prea reușit. Nici o reformă nu a putut avea niciodată o aplicativitate de 100% și atunci mai există și excepții care așa e, și confirmă regula. Unii spuneau că li se pare incorrect și faptul că nu toate liceele au adoptat această măsură și atunci de ce eu, că sunt la liceu nu știu care, port uniformă și altul de la liceu cu tare nu poartă? Păi ai mai multe modalități. Poți să protestezi, spre exemplu, găsești modalitate de protest, te duci la ușa directorului și protestezi că cei de la al liceu nu au uniformă. Da, dacă directorul ți-e profesor, nu prea-ți vine să bați la ușa lui să-l tragi de mânecă. Asta e partea a doua. Sau te duci, faci o cerere de transfer și duci la școală care nu are uniformă dacă nu vrei. Bă, nu, ceea ce încerc eu să zic, acum glumesc, că îți dai seama, ceea ce încerc eu să zic e că dacă sunt impuse niște reguli general acceptate, ar fi bine ca și cei care au un pic părerea altfel să le accepte. Pe de altă parte, nu vreau nici să întăresc un spirit de turmă, vorba. La voi în școală, în liceu sportiv, au existat